Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video, oameni buni. Astăzi încercăm un nou joc în stadiu beta și anume The First Berserker Kazan. Acum că v-am spus numele, probabil că vă aduceți aminte de el, că l-am mai văzut noi în prezentările alea de la Xbox. Și sincer, din prezentările alea chiar pot zic că mi s-a părut destul de tare jocul și m-a atras foarte mult, mai ales că e așa mai anime, dar destul de brutal și pare să fie un action hack and slash mega interesant. Și știu că și pe voi v-a amuzat foarte tare numele, că na, până la urmă îl cheamă Kazan pe băiatul nostru. Sper că e de la Căzănești, domnul Kazan. Uleu. Oh shit, suntem posedați. Mamă, dar ce-mi place vocea fantomei, adică e tare rău de tot. Uite ochii! No! Get out! Out! No! Stop! Bine, și în caz de sus curios cum au ajuns aici, să știți că intro e practic primul trailer pe care l-am văzut, mai mult sau mai puțin, gen o mare parte din primul trailer. Eram transportați într-o căruță, căruța s-a prăbușit și bum, aici suntem și noi. Într-un stadiu nu tocmai fericit, că avem toate tăieturile și vânătăile astea obținute. Dar cred că noi trebuie să fie să găsim ceva care să ne vindece. Fie trebuie să găsim o armă, că s-ar putea să avem nevoie grav rău de tot. A, uite, acolo e ceva. Și bine, sunt curios de spiritul ăsta, că nu am văzut tot intro, am dat skip, că am zis că a, ok, e aceeași chestie, dar cred că au fost și câteva detalii extra. Oh, mamă, dar ce rău i s-a făcut. Stop. You really want to die. Nu chiar. Then embrace the energy of the flame if you want to live. Your body is fully healed. Whoa. The power of death cannot claim you now. Do you feel it? The energy of the netherworld. That is what flows through you. Now, join with us. Dual wielder, eu tălpa meu, mă, nici nu s-a obosit să ia altă armă, direct s-a dus după cele mai mari arme posibile. Bind. Oh, deci astea sunt checkpoint-urile. Oh, deci pare să fie semi-souls-like. E posibil să fie puțin souls-like dacă e să o luăm așa. Bun, bun, ce avem aici? Potent blow. Classic. Așa, atac normal și charge blow. Bun, cred că trebuie să-l dau o idee mai încet. Să-l dau un pic mai încet, că îmi cam urlă în cap, nu știu dacă vouă vi s-a părut așa, dar mie chiar mi s-a părut că îmi cam urlă jocul ăsta, n-am să vă mint. Avem ceva energie, văd că putem să ne punem și armuri, ceea ce mă atrage foarte tare. Ok, din start pot să zic că are niște chestii ce mă atrag foarte mult și pare că și gameplay-ul e destul de smooth. Noi ne jucăm pe PlayStation 5, este closed beta, am avut noroc să fiu... ales, nu am avut pile de data asta, îmi pare rău dacă cumva ați căzut chestia asta. Dar noroc cu voi că mi-ați adus aminte că există close beta la jocul ăsta și m-am înscris și eu la el să văd cum merge. Ok, guardian, ok, bring guard. Ah, un fel de parry system de ăsta nebun. Oh, e cu numere de damage, așa că pot să aproximez. Stai mă, ăsta e tasta. Doamne, sunt obișnuit să blocheze pe altă tastă. Bine, cred că și din cauza că m-am jucat prea mult Dragon Ball și v-am să apăs pe R1 în loc de L1. Bun, putem sprinta. Deja pot zic că văd aspecte pozitive destul de interesante în jocul ăsta. Adică cum se mișcă, cum se simte și combatul. E destul de satisfăcător overall. Ceea ce asta contează foarte tare. Bun, stai că n-am fost pe fază. Cum ai zis să folosesc heal-ul ăla? A, unul în sus. Apeși în sus pe ăsta. Bun, bun, bun. Ata, voiam să mă asigur și de chestia asta. Dodge. Mamă, dodge-ul pe X?
Nu putea fi dodge-ul pe altceva? Nu cred că putea să mi-l dea acum. Ok, ai și energie de manageriat, acum am văzut-o. A, bine că ai double attack, bă, băiatule. Mi-am târât-o alea că topoarele peste el acolo. O să blochez săgeți? A, cred că pot să-i fac backstab ca în Dark Souls. Știi, gen, să duci pe la spate și să-l... să-l elimin pe acolo, dar n-a fost chestia asta, nu, nu, nu. Bun, încă... îmi place totuși că-ți dă sumarul controlor. Oh, deci poți să faci un fel de... de stealth pe aici. Ok, unde e prietenul meu? Ce faci, prietenaș? Chiar trebuie să mă duc cu... cu cercul, cică. Deci asta face cercul. Bă, tot nu prea-mi place că dai dodge de pe X, dar hai să zicem că... na. Mă gândesc că poți să le schimbi dacă chiar nu-ți place, știi, să faci schimb între taste, între cerc și X. Oh, poți să atași din, din aer. Până acum pare să aibă o tonă de elemente interesante încât să fie combatul cât mai plăcut posibil, știi? Că la alte jocuri te cam limitează la anumite mișcări, dacă e să o luăm așa. Iui. Hainmak. Bă, vezi că... vezi că pe vizual nu, nu stă rău jocul. Chiar îmi place. Opa, stai că a venit un bobiță care blochează. Use potent blow to break stance. Stai un piculeanu că m-a cam rupt a meu. Bine, m-a rupt a meu, m-a nenorocit aia. Uleu, stai așa că avem gear. Ia că vreau să văd. Se vede pe tine gear-ul? Ok, deci se vede gear-ul. Ceea ce îmi place, înseamnă că poate să găsim niște armuri nebune rău de tot. Ce avem aici? Mana Lantern. Ah, și doar o activez așa ca să ai lumină permanentă. Soul Tear Dust. Întreb ce faci cu asta. Now you too will hear the memories of the dead. Nu prea mă prind exact ce vrea bobița asta meu. Deci de acum dacă lutăm lacrime de alea o să auzim ce au trăit oamenii înainte să moară, mă gândesc? Sau ceva de genul ăsta? Cel puțin așa aș traduce eu la în format liber. Ia să luăm de aici upgrade stats. Deci cred că mai mult ar trebui să fie un Souls-like jocul ăsta. Din clipuri părea mai mult să fie un action RPG, gen un action hack and slash ca Devil May Cry. Doar că aici clar văd că se duce pe alte nebunii. Asta e stamina și cine de acolo? Oh, ne scade greutatea, ne crește și HP-ul și damage-ul dacă băgăm în strength. Super, cum să nu? Puncte în strength mereu sunt binevenite. Ce nașpa e că nu poți să sari. Clasic. Deci trebuie să te lălăi pe undeva pe aici încât să ajungi acolo, mă uit eu bine. Mă, dar văd acolo un cap de ceva, un dragon, o chestie. A, nu l-am luat pe surprindere. A, sau data viitoare. Mai prindem și noi. Mai prindem și noi pe alții. Ce înseamnă asta? A, dar seama că poți să sprintești și de pe... L3. A, poți să dai execute cu cercul dacă îl prinzi în stilul ăsta. Bun. Mamă, dai stamina să dai lejer combinații. Despre ce vorbim? Ai, am crezut că o să auzim ceva voci când luăm soul-tilurile alea sau ce-o fie ele, lacrimile alea. Na! Shock resistance, mamă, vezi că ăștia, vezi că ăștia s-o leacă cam jale. Deja primul semi-mini-boss. Ok, dodge-ul e cu delay, să știți.
Ok, stai așa, stai așa, stai așa. Nu, nu, nu. Notă personală. Doju e cu delay. A căzut Kazanu, nu. Kazan has fallen. Doamne, deci când apare jocul ăsta, dacă o să facem serie cu el, o să fie super amuzant pe treaba asta cu numele. Deci legit e prea hilară treaba. A, nu i-am dat destul. Ce mă, nu i-a dat să-l rupă? Bă, stai mă că m-a obosit cu-ți capul tău. Așa mă, scăpăm și noi de o problemă, că e jale. Bă, ușor, că ne adunăm de pe acolo. Păi și când mor, lași ceva în spate? Da, ok, deci chiar lași ceva în spate, vreau să mă asigur. Deci e cu sistem de ăsta, dar bine că nu trebuie să lutez, deși pare că bobița ăsta și-a luat ceva buff. Nu. Mamă, dar ce healing puțin îți dă. Să moară ăia. Ia de aici. Bun. Mă, dar ce rezistă. Vezi că blocul e o mecanică bună. Da, blocul e o mecanică foarte bună. Îmi place asta. Special periu dacă îl prinzi. Aproape. O te las, frate. Ok. E foarte satisfăcător jocul. Adică cum funcționează abilitățile. Bine, mișcările mai bine zis. Și impactul pe care îl simți atunci când lovești ceva e ce trebuie. Și văd că ai și cu sistem de greutate. Deci trebuie să avem grijă cât de multe chestii ne pune pe noi. Că e jale. Știți cum funcționează treaba mai târziu. Că stai să-ți faci build-uri în funcție de treaba asta. Ce zic ăștia, mă? A, ăștia-s doar NPC-uri. Și fii atent că... Ok, pot să-l omor pe ăsta. Poți să-l omor și pe ăsta? Ok, deci poți să elimini și pe băieții ăștia. Facem și noi puțină curățenie aici. Ce e tare că jocul ăsta are așa un stil artistic destul de interesant. Și nu are nevoie de nu știu ce grafici pompoase, știi? Asta îmi place maxim. Aoleu, deci poți să găsești mai multe variante de aceeași armă, doar că cu stats-uri ceva mai bune. Aaa, dar era mișto mă cum arăta el cu părul ăla. De zici că era mare werewolf de ăsta așa. Nimic pe aici, săraci aia încă mai sunt pe jos. Deci în afară că ai dodge-ul cu delay, nu e super snappy, și că aleargă el puțin cam semi-constipat, nu prea am ce să obiectez. Nu știu voi acum ce părere aveți. Dacă aveți ceva de împărtășit, chiar vă rog să ziceți în comentarii. Sunt tare curios ce părere aveți voi despre joc. Personal încă îmi place. Pare să fie craftat așa un pic pe gustul meu. E de muncă la el. Da, e mult mai worth, cred că, să investești în blocking decât în... decât să dai dodge. Mamă, ce m-a prostit acolo. Iar a căzut Kazanu, frate. M-a prostit acolo că m-am grăbit. Și... cum îi spune? N-am știut cât de două atacuri. Bă, da, acum întrebare de 1000 de puncte. Grăsanul ăla mai e? Oare? Asta e întrebarea adevărată. A, poți să mergi mai repede decât proiectilul ăstuia. A, mai e ăsta aici. Nu stau, frate, să mă mai bag cu el o tură. O să-l ignorăm. Te pup, frățioare. Ne mai auzim data. Nu, no, n-are sens. Îmi scrii tu data viitoare, da? A, stai mă, că am dat-o pe altă rută. Asta e aia de mă întors la checkpoint.
Mi-am mers încolo, de fapt. Te pun, frățoare, vin și eu așa în vizită. Ho, bă! Mamă, ce-a dat al meu? Mare bombă după cap ce mi-a dat. Eu mă uitam acum să nu fie ăsta alalt în spate. Ok, e în spate, mă așteaptă, dar... N-o să-i ofer satisfacția de a mă duce la el acolo. Stai așa, că aia pare fi o rută. Dar și aici pare să fie ceva. Dă-mi ce mie, te rog, asta. În cine a înțeles plotul? Noi suntem un prizonier care acum e posedat de ceva demon. Clasic. Ai invincibility frames pe aspectul ăsta. Din nou, schema cu dublu atac. Schema cu dublu atac, bă, băiatule. Aia mereu mă prinde. Bun. Că ne-am îmbrăcat mișto acum, gladiator. Zici că suntem God of War. Kazan, your son has returned. Nu, ok. Dar bine, noi încă n-am ajuns la un prim boss fight, știi, să vedem exact care e schema. Am destule puncte. Putea să punem în vitality și în strength odată. Deși cred că și în alte chestii putem pune. Mă gândesc că nu prea ai alte build-uri decât strength și cam atâta. Totul ține de arme. Ok, stai așa că ni se livrează un mare dragon pe afară sau ce-o fi. Nu zic că ne batem cu dragonul, că ar fi un pic, un salt cam mare de la niște simpli soldați la chestia aia. Opa. Ba! Băi, dă-o colo de treabă! Ce troll mi-am luat! Doamne, deci eram așa de gata. Am zis, fii atent că mergem acolo, că păcălim maimuța aia ce stă acolo. Ce să păcălești, frate, că mi-a păcălit el una. Dar bine, nu mi-am dat seama așa din start, știi? Că pământul are de gând să troleze. Ia uite, mă, că ne batem cu Black Meat Kong acum, țineți-vă. Ok. Kong ăsta e mai plebicios, să-și ia doar niște învățăcei de-a lui Kong. Hopa. Gata, mă, așa inspectez care se dărâmă și care nu se dărâmă, că a plecat țeapatura trecută de ne-am dus aiurea. Uite și pe ăsta. Monkey spin. Mamă, deci ce-mi place că ai armele astea așa dual wield și chiar dai cu ele. Nu pot să cred, bă, am făcut o întoarcere și m-am întors de toți banii. Băi, asta e o glumă proastă. Nu mai faceți. Vreau și eu să văd dacă ajungem la primul boss să nu mor și eu prost aici, știi, să îmi dau și eu seama cu ce se mănâncă. Deci sunt tare curios de ce e closed beta test la jocul ăsta. Mă întreb dacă are multiplayer. Chiar nu m-am interesat de aspectul ăsta. Că de obicei nu faci closed beta testuri pentru single player games. Spot, sunt demo și aia e, adică ce sens are. Să limitez, știi, testing-ul la coduri. Lacrima retrieved. Gata, mă, ne-am luat lacrimile înapoi. Sincer, se potrivește, că după fiecare moarte îți vine să și plângi. Păi bine, atunci, noi acum unde am ajuns? A, sau pe aici ar trebui eu, de fapt, să o iau pe marginea asta primejdioasă? Nu prea pare. Adică aici e o locație liberă, acolo dacă nu ducem clar o să murim. Da, moarte. Ioi, monkey, ce m-am speriat, doamne. Bă, maimuță miu. Ce labă după camera, dar, doamne. Păi dacă noi am venit de aici
Și pe partea asta chiar nu e nimica. Înseamnă că totul e în peșteră se rezolvă. Cam așa pare. Da, cred că aici doar am venit pentru extra explorat, mă gândesc. Dacă voi ați văzut o rută pe acolo, ar fi bine să-mi arătați, că voi știu că sunteți mai șmecheri pe detectat rute. Eu, ai, la vârsta mea, nu că asta ar fi vreun factor, sunt eu pleb uneori. Dar nu cred că în peștera asta ar mai trebui să mai fie ceva care să ne intereseze. Mamă, de execution-urile astea sunt nebune. Chiar sunt foarte nebune. Ăsta nu e un chest, de ce nu putem să-l deschidem? Fie rar. A, am crezut că-l prostesc. Auci? Casează când ne ajută oricum. Știi ce e nașpa când faci chestii de genul ăsta? Când nu-ți dă puțină viață înapoi. Era bun dacă îți întorcea puțină viață. Deci noi practic suntem pe partea aia de unde am venit. Bine, nici n-am găsit rută către chestia aia, de-am vrut eu să o... De-am vrut eu să o rezolv. O, nu, stai așa un pic. O să dai puțin brute forcing. Deci cred că e pe aici de venit. Ok, acum că am venit aici... Trebuie să inspectăm și ce e nebunia asta. Aoleu. Aici e și grăsanul ăla. You destroy an ore emitting suspicious energy. Atât? Ah. Cred că avem așteptări puțin mai mari pe aspectul ăsta. Deci până la urmă cred că tot pe acolo trebuie să o luăm, că drumul ăla ne întoarce în spate. Drumul celălalt duce către nicăierea și aici am fost deja. Deci înseamnă că tot pe la gheață pe acolo ar trebui logic să fie ruta de progres. Că dacă e să te uiți așa pare fi un drum specific pe tema asta. Bun, hai să dăm dăm și noi un bind. Dăm un reset frumos, bine, dăm și un upgrade. Și mă duc să mai verific o dată pe la maimuțe pe acolo, poate am ratat eu ceva. Bine, într-un fel mă bucur că am ratat posibilul drum de pe partea altă, că uitam complet de orul ăla suspicios din spate. Ce drept se vede că parcă cam scad frame-urile pe aici. Sau poate-s doar eu. Da, cred că-s doar eu. Aaa, băi, dă-o încolo de treabă, chiar trebuie să te arunci. Nu pot să cred, deci bine că m-am uitat, uite, vedeți? Deci am ratat drumul. Adică cei care v-ați jucat demo-ul ăsta știți foarte bine care era ruta. Dar eu nu mi-am dat seama, uite, fii atent. Da, mă, da. Ăsta-i, vezi? Și pe aici, monkey boom. Au. Looting. Deci trebuie să ne mai uităm odată, să mai picăm undeva. Bă, da, aruncăm maimuțele astea așa în ultimul hal. Perfect. A, e tat. Oh, cred că ăsta e primul nostru boss. Da, ba nu? Trebuie să dau niște perfect blocuri de-astea. Bine că ți-a stamina în mare. Deci nu mi se pare un joc care să te pedepsească dacă ratezi. Dar tu poți să-i pedepsești pe ei dacă
dacă e ceva. Hai, cazan! Dă-i cazane! Mama, i-a dat cazan de toți banii. Gladiator stuff. Bun. Cum avem tot setul de gladiator. Agility has decreased. Oh, adică ne mișcăm mai lent. Sau dăm dodge mai greu. Oricum dodge-ul e cam semi-aiurea, că e lent oricum. Și acum du-te și explorează pe aici, că tărâmă maimuțele. Deci încă tot nu am găsit un boss, cu adevărat boss. L-auzisem, bă. Doamne, să mă duc la vale, nu altceva. Deci aici e checkpoint. Mă, păcat, adică mă așteptam să-ți arunce un boss așa un pic de vreme, un pic de vreme, știi? Dar ce drept, acei eliți, ca să-i numim așa, chiar pot să zic că au fost destul de interesant de bătut. Adică am învățat destul de multicele. Pare că nu ți-ai damage când blochezi, dar îți taxează stamina, ceea ce, da, logic. Asta ar și trebui să facă, trebuie să ai ceva de pierdut dacă blochezi. E fain că poți să dai parry și aia te ajută foarte mult pe aspectul ăsta. Gameplay-ul e satisfăcător, nu știu voi ce ziceți. Dar mai important, sincer, vreau să mă păstrez pentru când se lansează jocul. Pentru că pare destul de distractiv și sunt tare, tare curios să văd cum o să fie când se lansează. Așa că, oameni buni, dacă v-a plăcut acest video și v-am stârnit interesul pentru The First Berserker of Kazan, știți foarte bine ce aveți de făcut. Nu uitați, dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!